Practic, noi observăm cum sărbătorile s-au transformat în cea mai mare spălare a rușinii acumulate un an de zile. Și începem așa, cu elemente psihoemoționale ce țin de cuplurile noi formate. Cuplurile noi formate transformă primul Crăciun, primul Revelion, prima zi de naștere într-o sărbătoare populară națională extinsă. Un lucru promiscu. Practic, aceste elemente sunt vizualizate în câmp informațional deschis și de activitate personală și evident subiectivă, ca fiind forme de manifestare a dragostei. Care dragoste? Și mergem pe următoarea ideație. Nu vorbim doar de cuplurile noi formate. Nu. Vorbim și de cuplurile care au ani de zile de activitate în doi. Și care își ascund vinovățirile, trădările, evadările, aventurile în spatele cadourilor scumpe. Sărbătorile astăzi sunt transformate în cea mai populară formă de cerere a scuzelor, acel iartă-mă că nu mai fac câteva zile. Și ulterior se transformă în anul următor, în repetarea cu ciclicitate și cu asiduitate a trădărilor, evadărilor, escapadelor, aventurilor. Să ne uităm un pic la consorțiile care fac parte din structura economică a României. Ce aduc ele în fiecare an? Opulența. Opulența vizualizată ca fiind de acceptat și de promovat. Și atunci trebuie să gândim în mod corespunzător.